Probabil că toți știu că animalele sălbatice nu trebuie să trăiască în captivitate. De aia și se numesc sălbatice, ca să se afle în mediul lor natural și să stea cât mai departe de om. Cu toate astea, treaba nu e doar în unele aspecte psihologice. Pentru unele specii, captivitatea înseamnă și probleme serioase de sănătate. Unul dintre cele mai clare exemple sunt elefanții. Evoluția a făcut elefanții mari și grei, dar anume ea le-a și dat picioare unicale. Structura particulară a picioarelor elefantului ajută la compensarea greutății animalului. Talpa se întinde și reduce presiunea atunci când piciorul atinge solul. Degetele false mărite de asemenea asigură transferul presiunii de la talpă spre restul membrului. În habitatul lor natural, asta este ideal. Elefanții se mișcă mult și se deplasează la distanțe mari în căutarea hrănii. Animalele se mișcă prin pietre, rod talpele de pământ și le umezesc. Ca urmare, aceste perne ale tălpii rămân elastice și elefantul nu e deranjat. Dar în captivitate, totul se schimbă. Cercetările elefanților ținuți într-un mediu seminatural au arătat că presiunea în picioarele lor este distribuită altfel. În unele grădini zoologice, în loc de pământ și pietre, elefanții trebuie să meargă pe suprafețe tari, acoperite cu deșeurile activităților biologice. Ca urmare, perna tălpii nu este destul de umezită, crapă și prin acele crăpături intră infecții. Ca urmare, nu poate merge vorba despre nicio absorpție naturală a presiunii. Deja trebuie să spere să nu moară din cauza infecțiilor. Conform datelor statistice, 50% dintre decesele elefanților în captivitate sunt din cauza problemelor cu picioarele. Mai mult de 80% dintre elefanții ținuți în incinte cu sol solid aveau probleme cu picioarele. De asemenea, durata vieții elefanților în captivitate este de 2 ori mai mică decât în sălbăticie. Se părea că ar trebui să fie invers. În grădina zoologică nu există nici braconieri, nici prădători. Uneori, problemele cu picioarele duc la absces. Dacă ați văzut vreodată cum arată abcesele, adică inflamațiile purulente a țesuturilor la oameni, atunci vă puteți imagina același lucru la elefanți și asta e groaznic. Această inflamație se formează în urma infecției, pe picioarele care sunt predispuse la răni. Metoda cea mai comună de tratament este deschiderea și drenajul, adică eliberarea tot ce s-a acumulat înăuntru. Sper că nu luați masa acum, fiindcă este foarte neplăcut de urmărit, dar poate salva viața animalului. Ca să faci față unei probleme, trebuie mai întâi să o studiezi și să nu ții elefanții în captivitate, dar asta e altă poveste. Mulți cercetători se ocupă de studierea picioarelor elefanților, inclusiv John Hutchinson, de la Colegiul Regal Veterinar din Londra. Cu părere de rău, este foarte greu să cercetezi elefanții vii. Reacționează rău la anestezie, iar picioarele lor sunt impenetrabile pentru razele X și ultrasunete. Unica cale este de a face autopsie membrelor animalelor moarte. Lui Hutchinson îi sunt trimise picioarele elefanților care au decedat sau care au fost supuși eutanaziei, ca el să poată determina cauza morții, care de cele mai deseori este legată de boli ale picioarelor. Cred că omul care are depozitate în congelatoare picioare a peste 60 de elefanți merită încrederea noastră vis-a-vis de această problemă. Datorită cercetărilor sale, omul de știință a aflat că elefanții merg pe vârfuri, ca caii sau câinii. Da, picioarele lor arată ca un stâlp drept, dar de fapt în interior este ascuns al 6-lea deget. Dar este prea rapid să facem concluzii, căci au fost cercetați doar elefanții captivi, iar ei, după cum am spus, deseori suferă de boli ale picioarelor. Însă îi poate ajuta exercițiul. La urma urmei, anume lipsa lui provoacă boli în primul rând. Așa, în grădina zoologică din Denver, 5 elefanți au fost incluși în programul Yoga pentru elefanți. Arată asta destul de amuzant. Cu toate astea, nu trebuie să luăm aceste ore de yoga ca spectacole de circ sau obligarea animalelor la oarecare trucuri. Aceste exerciții sunt chiar foarte bune pentru sănătatea lor. Dar să faci un elefant să practice sport este foarte dificil. De exemplu, într-o grădină zoologică din Alaska, femeia Maggie este învățată să meargă pe o bandă special concepută pentru ea. Printre altele, costă $100.000.
Rezultatele încă nu sunt prea bune. Timp de 2 luni, antrenorii lui Maggie au folosit gustările ei preferate pentru a o ademeni pe banda de alergare. Rezultatul? Păi Maggie a atins-o cu 2 picioare, iar apoi cu al treilea. Gata. Probabil că banda de alergare pentru majoritatea animalelor arată straniu, judecat și singuri. Mergi undeva mereu, dar stai pe loc. Ca să învețe pe urși și păloari să folosească banda, a durat 5 întreg și 8 luni. Multă, multă răbdare, dar și mai multe gustări. Probabil că cineva dintre voi, prieteni, vrea să obiecteze sau deja a scris comentariu. Păi nu toate animalele se simt rău în captivitate. De acord, unele chiar pot să se adapteze, mai ales dacă s-au născut printre oameni. Oamenii de știință consideră că principalul indicator care arată dacă animalul se va simți bine sau nu în captivitate este cât de larg e habitatul lui natural. Cu cât mai larg este, cu cât mai mare e habitatul, cu atât mai probabil că nu vor înflori în captivitate. De-aia elefanții au probleme. Evoluția nu a presupus că ei vor sta pe loc. Din această cauză, oamenii tot mai rar țin balenele ucigașe în captivitate. Comparați, în libertate o balenă ucigașă poate ajunge la vârsta de 80 de ani, iar în captivitate această durată scade la 30. În libertate înoată kilometri întregi pentru că trebuie să se miște mult și să mănânce bine, divers. Balena născută în captivitate va dori să facă același lucru, la nivel instinctiv, și apoi unde să meargă. Chiar și cel mai mare acvariu nu e ocean și să recreezi oceanul este imposibil. Dar cel mai interesant este cauza decesului prematur. Nimeni nu o poate numi cu certitudine absolută, dar se cunoaște că balenele ucigașe suferă de la durerea de dinți. Un sfert din toate balenele ucigașe ținute în captivitate în SUA au leziuni grave la nivelul dinților, 70% măcar ceva probleme stomatologice. Desigur că și în condiții naturale dinții li se uzează. Captivitatea le face pe balenele ucigașe să se frece cu dinții de pereți, adesea în așa măsură încât nervii sunt expuși. Desigur că apoi în locurile expuse intră infecții, care pot duce la moartea animalului. Toate astea din cauza stresului. Apropo, toate atacurile balenelor ucigașe asupra antrenorilor lor și sunt consecințele stresului. Balenele sunt niște animale sociale, iar odată ce sunt private de viață în grup devin agresive. O problemă similară se întâlnește în rândul delfinilor. Și ei sunt marini, și ei sunt animale sociale, care nu pot să se simtă bine în captivitate. Dacă credeți că vedeți acum un biet delfin care a fost scos cu forța din habitatul lui natural, păi nu. În fața dumneavoastră este un robot. În 2020, compania Edge Innovations a prezentat lumii un delfin animatronic, ca alternativă de not cu cei vii. Este cunoscut faptul că comunicarea cu delfinii are un efect pozitiv asupra oamenilor. Deci de ce să nu facem așa încât și delfinii să se simtă bine? Delfinul robot poate nota timp de 10 ore fără reîncărcare. Se mișcă fix ca animalul viu. Producătorii spun că la fel poate fi creată o balenă ucigașă și chiar și rechinul alb, care pur și simplu e imposibil să fie ținut în captivitate. Dar nu toate animalele ajung la oameni din cauza dorinței noastre de a le închide în cușcă și de a ne uita la ele. Papagalul portorican este o specie de pasăre pe cale de dispariție. Înainte de colonizarea europeană în anii 1500, populația lor număra peste 1 milion de indivizi. În 1970 rămăseseră doar 13 papagali portoricani. Ca să se păstreze cumva această specie unică, au început să o crească în captivitate și asta a ajutat. Astăzi numărul a crescut la 600, dar există o mică chestie. S-a dovedit că în captivitate papagalii au dezvoltat propriul dialect și emit sunete care nu sunt caracteristice păsărilor sălbatice. Cum vor comunica și cum se vor reproduce între ei dacă vorbesc limbi diferite? Cel mai probabil că nici nu se vor găsi în pădure, din cauza faptului că pur și simplu nu se vor înțelege. Dar învățarea animalelor a unei limbi noi în captivitate este un fenomen destul de comun. Astfel, gorilele dintr-o grădină zoologică din Atlanta au inventat un sunet nou pentru a atrage atenția îngrijitorilor. Animalele deschid gura larg, apoi emit ceva între strănut și tuse. Fac asta doar în momentele în care angajații grădinii zoologice se apropie cu mâncarea.
Gorilele nu au făcut niciodată așa ceva în sălbăticie, deci primatele pot inventa singure sunete noi. O femelă de orangutan a mers și mai departe. Ea nu doar că a inventat sunete noi, s-a învățat să le imite pe cele umane. S-a observat că aceasta poate emite două strigături care seamănă cu vorbirea. Niciuna dintre cele două nu s-a întâlnit la orangutani, așadar înseamnă că femeia le-a împrumutat de la oameni. Dar exemplul cel mai preferat al meu de comportament al animalelor în captivitate este ceea ce face panda pe nume Mank Mank, din grădina zoologică din Berlin. Ori din cauza nemulțumirii ei față de dietă sau din cauza grijii prea multe din partea angajaților, panda se comportă ca un adolescent obraznic. Însă nici de la cel mai încăpățânat adolescent nu te aștepți că va începe să meargă cu spatele înainte, dar Mank Mank merge. Se pare că i-a observat că atrage atenția oamenilor când merge așa și a început să folosească acest truc pentru a primi niște bunătăți. Așa formă de protest și caprici adolescentine au urșii panda. Îngrijitorii au decis să acționeze ca majoritatea părinților, să aștepte până Mank Mank va trece de vârsta ei dificilă. Când hormonii ei se vor liniști, la Mank Mank va fi plasat un mascul, iar atunci ea va începe să ducă o viață matură, obișnuită. Sau îl va învăța pe mascul să meargă și el cu spatele. M-aș fi uitat la asta! Puțin probabil că asta s-ar întâmpla cu urșii panda în sălbăticie, dar condițiile grădinilor zoologice întorc totul cu susul în jos. În libertate, leii domină leoaicele și este o stare perfect normală a lucrurilor. Natura a decis așa. Și ce să faci acum? De aia, când în grădina din Indianapolis o leoaică a atacat leul cu care a locuit 8 ani într-o volieră, toți au fost șocați. Nu doar că l-a atacat, l-a ucis și îngrijitorii nu au putut să o oprească. Straniu nu e doar faptul că merge vorba despre un cuplu de lungă durată cu pui comuni, ci și din cauza caracterului individual al atacului. După cum am spus nouă dată, leoaicele se unesc ca să atace masculul, de altfel nu au cum să câștige. Se pare că anume captivitatea a făcut predătorii să se schimbe cu rolurile și a dus la tragedie. Dar acum sunt nevoită să vă prezint un fapt. Animalele nu trebuie ținute în captivitate, desigur că, dar în cazul în care specia trebuie salvată, e altfel. Hienele însă s-au remarcat printre alte animale. Oamenii de știință au observat că indivizii ținuți în captivitate pot să rezolve puzzle-urile mult mai bine. Din peste 400 de încercări, cu 62 de animale sălbatice, doar 9 au deschis cutia cu succes și au savurat din gustare. În același timp, din 19 hiene din captivitate, cărora li s-a oferit o cutie exact la fel, 14 indivizi au deschis-o și au reușit să facă asta din prima încercare, adică 73% au avut succes. Acesta este efectul interacțiunii cu oamenii, care ajută hienele să dezvolte abilități cognitive mai înalte. Se cunoaște că hienele în captivitate au rezultate mult mai bune decât cimpanzeii în testele pentru soluționarea problemelor. Prieteni, scrieți-ne ce ați învățat nou în episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!